Bună ziua, bine v-am regăsit la Studio Politic. Eu sunt Anca Suciu. Discutăm astăzi despre decizia venită dinspre Curtea Constituțională, practic o amânare, dar pare să că săptămâna viitoare, chiar de astăzi, într-o săptămână, vom ști dacă noua lege a pensiilor speciale este constituțională sau nu. De cealaltă parte, pe holurile Parlamentului s-a vorbit de acest calendar încă de la începutul vacanței parlamentare. Nu e o surpriză pentru coaliție, ba chiar sunt surse care spun că e o strategie a celor de la PSD și PNL pentru a trage de timp. Încearcă renegocieri cu Comisia Europeană de pensiile speciale, depinde tranșa 3-a din PNRR, unde România deja este în întârziere. Și în ipocrizie la Ilfov, Florentin Pandele a propus, apoi a plecat în concediu și acum a lăsat primăria să-i adopte propunerea. Vrea un centru specializat pentru bătrâni în plin scandal al zilelor groazei. Ce se întâmplă acolo e greu de imaginat. Presa nu are acces pe motiv că nu mai e loc în sală, iar primăria a fost pur și simplu baricadată. Iar premierul Ucrainei ar putea ajunge în România. Sunt discuții între premierul Marcel Ciolacu și premierul Ucrainei, deja se poartă, totul în contextul în care apar tot felul de întrebări cu privire la absența lui Volodymyr Zelensky în România. A vizitat, a călătorit cele mai multe state de pe flancul estic al NATO, nu a ajuns și în România. De ce? Ne lămurim imediat cu Cristian Diaconescu. Invitații de la această oră acum și mulțumesc că sunt alături de noi. Radu Mihaiu din partea USR, mulțumesc că sunteți cu noi. Domnul Toma Constantin Toma de la Buzău, primar și reprezentant al Partidului Social Democrat în această discuție. Vom discuta astăzi despre economia, care înțeleg că vi se cere și dumneavoastră. De cealaltă parte au fost discuții între primar și guvern pentru a fi asigurate o serie de plăți. Înțelegem că sunt deja primării care au probleme cu bugetul la mijloc de an. Ce se întâmplă? E o ședință a coaliției în desfășurare la această oră. Așteptăm decizii, dar ați urmărit și dumneavoastră. De o lună de zile tot vorbim de aceste decizii și ele întârzie să apară. Nu e clar dacă PSD și PNL nu se înțeleg sau dacă vor să producă elementul surpriză. Pur și simplu să ne trezim cu taxele majorate și cu toate măsurile fiscale în septembrie, când deja se vor întâmpla atât de multe și vom fi preocupați de atât de multe lucruri, încât cine să mai reacționeze. Ne lămurim însă cu detaliile. Avem și un jurnalist, jurnalistul Silvian Trandafir, colegul nostru care urmărește această ședință și încercăm să aflăm care sunt noutățile, pentru că ar fi câteva. Dar până atunci, la Digi24 urmărim schimbările de vreme. E extrem de important ce se întâmplă, mai ales că lipsește din comunicarea publică încălzirea globală și care ar fi legislația pe care noi, de exemplu, am putea să o modificăm în acest sens. Preocuparea de mediu pare că lipsește de asemenea din discursul partidelor de la noi, însă ce urmărim în acest timp în România sunt două episoade de caniculă și un episod de furtună în câteva zone din țară și totul pare că se întâmplă incredibil în paralel. Urmărim câteva imagini de astăzi de la noi. Hai de capul meu! Ni s-a alăturat și Claudiu Pândaru, colegul nostru. Mulțumesc, Claudiu, că ești cu noi. Bun găsit. Și Ionuț Stroie din partea Partidului Național Liberal, purtătorul de cuvânt al PNL. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru posibilitate. Înainte de asta, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, e cu noi. O informație de ultimă oră la Digi24, foarte interesant de urmărit. Dacă va ajunge Volodymyr Zelensky sau nu până la urmă în România, sunt informații care apar în contradictoriu. Nu sunt confirmate în acest moment în ce privește prezența lui Volodymyr Zelensky, deși au apărut astfel de informații în ultimele ore, dar se vorbește de prezența premierului Ucrainei la noi. Bună ziua, domnule Diaconescu, mulțumesc că sunteți cu noi. Dacă ne auzim... Bună ziua! Ne auzim de această dată. A fost o scurtă pauză. De ce Volodymyr Zelensky nu ajunge și în România sau de ce e atât de mare așteptarea pentru prezența lui Volodymyr Zelensky în România? Aș vrea să deschidem acest context, având în vedere că în acest moment surse apropiate de premierul Marcel Ciolacu au confirmat prezența premierului ucrainean la noi. Sigur, până la o confirmare oficială a unei vizite bilaterale, pot face o singură remarcă. În acest moment, regiunea Mării Negre figurează în dezbaterea Congresului American pe o moțiune bipartizană Republicani-Democrați. Se află în planificarea Alianței Nord-Atlantice alături de Marea Mediterană în ceea ce privește coordonarea și sprijinul militar, stabilit și un comandament la Neapole. Este în discuția Alianței Nord-Atlantice la sesizarea președintelui Zelensky și, iată, din păcate, se concretizează prin acțiuni militare agresive la câteva sute de metri de frontiera Alianței Nord-Atlantice și a României. Deci, contacte la cel mai înalt nivel, din punct de vedere decizional, sunt absolut necesare într-o astfel de etapă, pentru că discutăm, pe de o parte, la răspunsul coordonat, care nu poate fi decât unul regional față de amenințarea din proximitatea estică, și, în al doilea rând, la coordonarea împreună cu Ucraina, cu Republica Moldova, cu Turcia, în ceea ce privește partenerii noștri, sprijinul pe care trebuie să-l primim în timp real, pentru că aici, la Marea Neagră, nu ne apărăm numai pe noi, apărăm întregul spațiu euroatlantic, într-o situație care a devenit peste noapte extrem de tensionată datorită proiecției militare a Federației Ruse, atât de evidentă și care, după cum arată toate semnalele, va continua. Îngrijorarea a crescut cu siguranță după explozia de la Ren, vizibilă inclusiv de pe teritoriul României. Am văzut imaginile surprinse de marinari moldoveni și români zilele trecute. Cum e pregătită o astfel de vizită, domnule Diaconescu? Ce presupune acest dialog între premierul Marcel Ciolacu și premierul ucrainean? Agenda este pregătită de ministerele de externe. Cei doi șefi de delegație, premieri în speță, cunosc temele care urmează să fie abordate. Într-o situație în care se impun luarea unor decizii, aceste proiecte de decizii se comunică reciproc înainte. Deci, ca o astfel de întâlnire să aibă într-adevăr succes, pentru că nu mai este timpul acum pentru întâlniri de imagine, este necesară o pregătire pe care să o concretizeze la cel mai înalt nivel cei doi șefi de delegație. Despre echipamentele militare pe care le poate trimite România, despre transportul acestor echipamente militare prin România și despre acel culoar pentru grâne, acestea ar fi temele pe agenda sau ne puteți ajuta cu o suplimentare a subiectelor? Într-adevăr, tema exporturilor de cereale prin Marea Neagră, în mod sigur, va fi una din primele trei teme de pe agenda, dar în egală măsură coordonarea eforturilor statelor din regiune în ceea ce privește aspectele de securitate. Pentru că mult mai simplu este să se obțină o decizie din partea partenerilor noștri atunci când solicitarea, inițiativa este așa de sorgintea în regiune și este susținută de statele din regiune. Pentru că altfel, chiar dacă individual ai anumite solicitări, câtă vreme nu te coordonezi cu liderii din regiune, șansele sunt mai mici. Dau un exemplu, Marea Baltică, nodul îndepărtat, în care statele baltice, Polonia, dar și Norvegia, Suedia, Finlanda și Danemarca, în fiecare săptămână își întâlnesc de la ministru în sus reprezentanții instituțiilor care au legătură cu criza din Ucraina. Vă mulțumesc, domnule Diaconescu, că ați fost alături de noi și pentru explicațiile dumneavoastră. Revenim în platou, ne schimbăm atenția înspre pensiile speciale. A fost prezentată ca o revoluție, dar noi
știm că legea conține foarte multe excepții. Domnule Toma, dumneavoastră sunteți unul dintre primarii care și-au asumat de la bun început că pensiile speciale pentru primari, de pildă, că e pe subiect, e un subiect care ar trebui privit altfel, dumneavoastră îl susțineți. Amânarea aceasta din partea Curții Constituționale, cum o vedeți, cum o interpretați? Nu pot să spun eu de ce s-a amânat sau nu s-a amânat această decizie a Curții Constituționale, dar așteptăm să dea verde pentru a se putea implementa ceea ce a hotărât Parlamentul României și respectiv forțele politice la putere, PSD și PNL. Astăzi considerați în continuare că primarii trebuie să beneficieze de pensii speciale. Vorbim de un buget foarte încărcat, de un buget care aduce o povară a cheltuielilor și în acest context vă cer răspuns. Personal nu, pentru că trebuie să reduce cheltuielile de funcționare ale statului român. Am mai spus-o, o mai spun. Este un capitol de venituri care cu greu pot să-l mobilizez, dar trebuie să facem și acest lucru. Mă gândesc la colectarea TVA-ului, dar cel mai rapid și cel mai simplu ar fi să reducem costurile de funcționare ale statului român. Și bineînțeles mă gândesc în primul rând ce discutam și cu domnul primar Adineaur la această reformă administrativă care nu mai vine, se cheltuiesc o mulțime de bani, practic sunt o mulțime de OAT-uri în România, mă gândesc în principal la comune, în care practic toți angajații lucrează în primărie, ai primar, viceprimar, ai în sfârșit și poți de poliție locală și ei n-au bani nici pentru a aprinde un bec pe stradă. Despre asta vorbesc, deci trebuie să mergem mai adânc. Și probabil acest lucru se va întâmpla după 2024, pentru că este foarte greu de crezut, cu 4 rânduri de alegeri anul viitor, respectiv, cred că 5, vorbesc de prezidențiale, că vor fi 2 tururi, da? Mai mult decât sigur, deci nu cred că vreun partid politic sau din cele care sunt la putere acum vor putea să iau o decizie. Deci deciziile mari cred că se vor lua după alegerile din 2024, respectiv în 2025. Domnule Mihaiu, decizia Curții Constituționale, spun unii parlamentari, e acolo în calendar cu ce și-a dorit coaliția pentru a trage de timp, astfel încât să reușească renegocierea cu Comisia Europeană. Asta este adevărul, se trage de timp și se trage de timp pe banii cetățenilor, pe banii contribuabililor. Realitatea este că fără aceste jaloane nu primim bani din PNRR. Și haideți să vedem cum conectăm acest lucru cu subiectul deficitului bugetar, care a ajuns la niște cote absolut alarmante. Și în loc să atragem bani din PNRR, să ne vină această a treia tranșă din PNRR, în loc să facem acest lucru, încercăm să protejăm pe unii și pe alții cu pensiile speciale. Mă bucur că sunt în acord cu domnul primar. Primarii nu au de ce să aibă pensii speciale separate. Nu înțeleg de ce un primar nu poate să beneficieze de o pensie contributivă, așa cum beneficiază și restul oamenilor. Ei, toate aceste lucruri, reformele pe care trebuie să le facem pentru a atrage banii din PNRR, trenează. Înțelegerea mea este că în acest moment banii pentru tranșa a treia sunt în pericol de a nu mai fi primiți deloc anul acesta. Sunt primării care și-au făcut bugete de investiții, ca primăria sectorului 2 și-a construit bugete de investiții pornind și de la acești bani din PNRR, care iată nu mai vin. Deci în loc să atragem bani, în loc să creăm mai multă bunăstare, mai multă plus valoare pentru cetățeni, atrăgând bani europeni, crescând afacerile, business-urile și așa mai departe, noi ce facem? Încercăm să tragem de timp și ulterior să creștem taxele. Din punctul meu de vedere, această decizie este una absolut în detrimentul României. Sper să se lămurească cât se poate de repede. Știți că noi am avut oarece critici asupra acestei legi, dar măcar să se lămurească odată. Să se lămurească, să luăm deciziile necesare pe care ni le-am asumat prin PNRR, aceste reforme, să mergem mai departe și să aducem bani în România. 3,14 miliarde de lei pierdem dacă nu reușim să atragem această a treia tranșă de care sunt legate pensiile speciale. Vreau să aducem în context și această discuție pe pachetul de măsuri fiscale, pentru că nu e vorba doar de o singură măsură. Ar intra în vigoare din septembrie, înțelegem, dar nu e limpede cum, ce crește și ce se elimină din ce încercau să crească în primă instanță. Silvian Trandafir urmărește ședința coaliției și ne spune care sunt în acest moment lucrurile pe care au convenit. S-ar fi renunțat, înțeleg, la acciza pe zahăr, Silvian, nu? Bine v-am găsit. Într-adevăr, singura măsură la care
s-a renunțat până în acest moment este acea acciză pentru băuturile care au un conținut ridicat de zahăr. În rest, pe masa guvernului și pe masa coaliției în acest moment sunt toate măsurile vehiculate în ultima lună, fie că vorbim de eliminarea facilităților fiscale pentru construcții și agricultură, acea facilitate fiscală ce prevede neplata contribuției la sănătate, chiar și pentru IT-ști în acest moment se discută introducerea unui prag de la care IT-știi să înceapă să plătească impozitul pe venit de 10%. Mai mult, toate cotele de TVA care în acest moment sunt 5% vor fi 9% începând cu 1 septembrie, fie că vorbim de produsele bio, de suplimentele alimentare sau de activitățile de agrement sau activitățile turistice. Pentru Horeca, TVA-ul va crește de la 9% la 19%. Nici micro-întreprinderile nu vor fi uitate, pentru că și acestea ar putea să înceapă să plătească un impozit mai mare pe cifra de afaceri. Există în acest moment în discuție un coeficient, iar acestea ar putea să ajungă să plătească de 3 ori mai mult pe cifra de afaceri în cazul în care se aplică. Mai mult decât atât, avem și câteva măsuri din care ar trebui statul să reducă cheltuielile bugetare. Avem măsura propusă de socialdemocrația, acea tăiere de 200.000 de posturi de la stat, însă aici sunt posturi vacante. În cel mai bun caz am putea să eliminăm anumite posturi de șefi și de directori din aceste 200.000 de locuri, pentru că în mare parte există servicii care nu au angajați, ci au doar șefi. Și mai mult avem și acele reduceri cu bunurile și serviciile pe care le-am făcut și la începutul anului și încă nu avem un efect clar pentru aceste reduceri. Trebuie spus că în cazul în care coaliția nu se decide și nu va lua cât mai repede măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, riscăm să pierdem, așa cum au spus și experții Comisiei Europene, începând cu anul viitor, fondurile europene până în 2027, adică aproximativ 70 de miliarde de euro. Și mai avem o informație de ultim moment. Cristina Zbârni în direct acum cu noi. Apropo de această economisire pe care o promite coaliția de guvernare, dacă ne uităm la cifre, lucrurile stau mult diferit. A crescut diferența sau, dacă vreți, prăpastia dintre cheltuieli și venituri la stat. Cu cât? Cristina Zbârni, te rog. Bun găsit! La finalul lunii iunie, deficitul bugetar era 2,34% din produsul intern brut, în ușoară creștere față de finalul lunii mai. Într-o lună, practic, prăpastia dintre veniturile și cheltuielile statului a mai urcat cu 300 de milioane de lei și a ajuns la puțin peste 37 de miliarde de lei. Asta în condițiile în care am avut o creștere cu 12% a veniturilor, după încasări modeste la TVA și la impozitul pe salarii și după un avans mult mai mare de 16,5% a cheltuielilor bugetare. Aproape o treime din cheltuielile statului sunt generate de asistența socială. În zona de cheltuieli ne-au mai atras atenția și banii plătiți drept dobânzi la împrumuturile contractate, undeva la 16 miliarde de lei, dar și creșterea cu 56% a cheltuielilor pentru investiții. Referitor la cheltuielile pentru investiții, trebuie însă să precizăm că ele sunt mult sub țintra propusă pentru acest an. Practic, investițiile realizate în prima jumătate a anului reprezintă doar o treime din ce și-au propus guvernanții la începutul acestui an. Acum, dacă revenim la discuția pe deficit și facem raportarea la aceeași perioadă a anului trecut, o să constatăm că deficitul, după primele 6 luni, ca procent din PIB, este mai mare decât cel înregistrat anul trecut. Vorbim de 2,34% față de 1,67% cât se înregistra la finalul lunii iunie din 2022. Asta în condițiile în care anul acesta ar trebui să reducem deficitul față de anul trecut. Vă reamintesc, România a promis că va avea un deficit de 4,4% în acest an, iar economiștii atrag atenția că fără măsuri corective nu are practic nicio șansă nici măcar să aibă un deficit aproape de 5%, ba chiar avertizează că ar putea să fie deficitul practic peste 6%, chiar aproape de 7% din produsul intern brut. Și aici vine discuția despre măsurile pe care guvernul vrea să le ia pentru a crește încasările, dar și eventualele măsuri pentru a pune frână cheltuielilor. Mulțumim, Cristina. Ce spui, Claudiu?
Păi aș spune că la cei 37 de miliarde, la suma asta de 37 de miliarde de lei, ar mai trebui să adăugăm până la jumătatea acestui an încă vreo 5 miliarde de lei pe care statul român trebuie să-i plătească pentru energia compensată furnizorilor, distribuitorilor. Deci așa rapid trecem de 40 de miliarde de lei și o concluzie foarte simplă și pe scurt, a fost un buget nerealist construit, prost gândit și punct. Acum, ce-am observat, pentru că i-am ascultat cu foarte mare atenție pe cei doi primari, pe invitații tăi de astăzi, și nu pot să nu remarc un lucru. Pragmatismul în cazul administrației locale de multe ori depășește, și e bine că se întâmplă lucrul ăsta, politicianismul. Pragmatismul depășește politicianismul. Poate că lucrul ăsta ar trebui să intre și în felul în care se comportă ca administratori guvernanții. Amândoi primarii vorbeau spre exemplu, și domnul Toma de la PSD a adus în discuție reforma administrativă. În realitate, deși din punct de vedere moral, chestiunea asta cu pensiile speciale aparent ar trebui să fie o prioritate, da? Din punct de vedere moral. Economic însă, acum în timp ce noi vorbim, reforma administrativă ar aduce mult mai mulți bani bugetului de stat decât rezolvarea problemei pensiilor speciale sau doar a pensiilor speciale. Și am să vă explic și de ce. Noi ne uităm la această chestiune cu pensiile speciale, reformă, eliminarea, ca și când dacă ar fi de mâine eliminate toate, nu am mai avea pensionari speciali în România, ceea ce e greșit. Pensionarii speciali care primesc acum pensie specială vor primi și mâine după eliminarea acestora. Pentru că pensia, odată ce a fost câștigată, primită, nu mai poate fi eliminată. Sunt decizii vechi ale Curții Constituționale. Deci reforma pensiilor speciale ar împiedica adăugarea unui număr suplimentar de pensionari speciali. Nu eliminarea pensiilor speciale în ansamblu. Asta e situația. Astea sunt legile și așa a fost interpretată Constituția de către judecătorii CCR. Sau, mă rog, administratorii CCR, că în realitate nu sunt judecători. Să nu confundăm profesiile. Apoi, reforma administrației publice ar aduce economii mult mai mari către bugetul de stat. Domnul Tom a început și a încercat să explice foarte plastic. Dar asta e realitatea. Sunt în această țară comune, sătuce, comunașe, orășele mici, comune care de fapt se numesc orașe, dar numai orașe nu sunt. În primul rând, cetățenii acestor unități administrativ-teritoriale, că așa se numesc ele în capitolele bugetare, UAT-uri, cetățenii din aceste comunități ar trăi mai bine dacă în loc să aibă pe o rază de 10 km trei primării cu trei primari, trei rânduri de secretare, de consilieri, de șoferi, ar avea numai un singur primar, poate mai priceput, în loc de trei secretare, poate doar o secretară și un om care să știe să atragă fonduri europene, să scrie proiecte, cetățenii ar beneficia în primul și în primul rând de pe urma acestei reforme administrative. În plus, economiile la bugetul de stat ar fi considerabile și cred că îmi dau dreptate cei doi primari. Vreau să completez cu o întrebare. Ionuț Stroie este alături de noi din partea PNL. Având în vedere această ședință de coaliție, o altă informație care a ajuns la noi, se renunță la cota redusă de 5% de TVA. Așa este, domnule Stroie? Va fi eliminată? Va crește, deci? Nu vă pot confirma în acest moment sau anticipa. Atunci poziția PNL pe acest subiect. Dar vă pot spune că în momentul de față e nevoie de niște decizii clare, ferme și foarte greu de luat.
Bun, clar și ferm în privința cotei de 5% de TVA. Nu vă pot confirma, eliminarea cotei de TVA 5% poate fi privită, de exemplu, apropo de ce ne recomandă Banca Mondială, ca o eliminare și o simplificare a sistemului fiscal. Dacă e să ne raportăm la ce spune Banca Mondială, ar trebui să nu mai facem cote diferențiate de TVA în România, cum avem în momentul de față 3 praguri, și să încercăm să avem mult mai multă claritate și simplitate. Dar nu sunt în măsură să anticipez o decizie a coaliției în acest moment, pentru că ședința se află în derulare. Am spus-o de la bun început, până să ne gândim la aceste taxe, noi liberalii am solicitat ca reducerea deficitului bugetar să înceapă cu reducerea cheltuielilor statului. Și de asemenea am susținut că una din sursele principale de colectare este combaterea evaziunii fiscale. Din păcate, în momentul de față, gradul de colectare nu depășește 40%. De când sunteți la guvernare? PNL, de când e la guvernare? Sunt ceva ani. Nu? Cel puțin, 3 ani și. V-ați amintit, pentru că ați spus că militați PNL pentru reducerea cheltuielilor la stat. Păi, cheltuielile au crescut lună de lună, doar anul acesta, cu 300 de milioane de lei. Ăsta este și motivul pentru care considerăm că încadrarea în ținta de deficit bugetar trebuie să înceapă tocmai cu diminuarea acestor cheltuieli. E foarte simplu. Ce se diminuează din cheltuieli? Care formă administrativă înțelegem? Nu mai faceți, deși PNL a susținut-o. Reforma administrativă și PNL a susținut-o. E condiționată de reformă constituțională. E foarte practic bun. PNL, PSD, UDMR avea majoritatea necesară pentru a modifica Constituția? Lăsați-mă să termin. Nu schimbați întrebarea după cum considerați. Dacă mă întrebați, nu schimb întrebarea, vreau însă să avem un dialog onest. Cu care toate partidele nu e un punctaj de partid, domnule Stroie, într-o emisiune de televiziune. Sunteți în fața oamenilor care urmăresc știrile, se informează și cunosc aceste date. Nici nu trebuie să le mai spunem noi. Când da, și atunci vă întreb, dumneavoastră spuneți de reforma administrativă că nu s-a făcut pentru că e nevoie de modificarea Constituției. PNL, PSD, UDMR împreună aveau majoritatea suficientă pentru a modifica Constituția. Nu e adevărat. Nu. Niciodată s-au fost acolo aici de guvernare, ne-a întrunit 2/3 din voturile din Parlament. Ba mai mult decât atât. Venea USR și v-a ajutat cu voturile. Domnule Radu Mihaiu, vota USR reforma administrativă? Cu siguranță, pentru reducerea cheltuielilor statului, cu siguranță USR o susține din totdeauna, nu ar fi fost din acest. Aici în platou, zilele trecute, am întrebat un deputat al AUR care a spus același lucru. AUR susține reforma administrativă. Iată câte voturi se strângeau. Poate fi o temă a viitorului Parlament, cum la fel s-a mai încercat odată, vă aduc aminte, a existat o comisie de modificare a Constituției care a lucrat un an și ceva și tot nu s-a adus la nicio decizie. La nivel declarativ, toate partidele spun că sunt de acord. Când e vorba în termen real de schimbarea Constituției, am fost asistate atunci, mi-aduc aminte, Tim Antonescu era președintele Comisiei de Reformă Administrativă, de modificare a Constituției, a fost asistat de Comisia de la Veneția. Și în zadar am încercat să găsim numitorul comun, că partidele n-au putut. Dar acum hai să nu găsim satisfășitori. Eu mă raportez la contextul actual și cred că în momentul de față, dacă diminuăm aceste cheltuieli ale statului, dacă eliminăm tot ce înseamnă cheltuiale neesențiale, dacă încercăm să facem o analiză profundă a banilor investiți și a eficienței muncii la stat, dacă eliminăm, de exemplu, cheltuielile care țin de zona bunurilor, serviciilor, consumabilor, dacă rezolvăm în parte, de exemplu, cu ANAF-ul, gradul de colectare de la sub 40%, cât în momentul de față, dacă am depășit 50%, cred că am putea să traversăm acest moment extrem de complicat din punct de vedere economic. De aceea am cerut o analiză extrem de atentă a tuturor măsurilor pe care guvernul și le propune, de asta a durat și atât de mult, timp, de o lună de zile astăzi, discută coaliția, abia acum ați cerut această analiză, trebuia deja să o aveți pe masă. Analiză complexă, e o analiză extrem de serioasă, a fost un dialog pe care l-am purtat cu orice fel de formă asociativă din zona de business, din zona sindicatelor, din zona celor care sunt vizați de aceste modificări. Bun. E absolut normal să faci acest lucru și să le gândești foarte bine. Da, eu l-aș întreba pe domnul Stroie un singur lucru. Cât secretari de stat sunt în guvernul nostru? N-am o cifră exactă, dar vă pot confirma faptul că în momentul de față, pe
locurile părăsite de UDMR, nu s-a numit nici un secretar. Sunt peste 200. Sunt peste 200 de... Nu sunt peste 200, pentru că au plecat aproximativ 30-40 odată cu ieșirea UDMR, deci, de la guvernare. 170. Și în momentul de față, sunt discuții între PNL și PSD privind stabilirea sau diminuarea numărului de secretari de stat printr-un acord pe care îl vom face probabil zilele acestea. Și cum credeți dumneavoastră că s-ar putea uita un cetățean la ceea ce spuneți acum dumneavoastră, la toate mega planurile astea de reducere a cheltuielilor statului român, când guvernul României nu este în stare, deși a spus-o și PNL-ul și PSD-ul în repetate rânduri în ultimul an, că sunt prea mulți secretari de stat. Adică, cum să zic, nu-ți trebuie o analiză să vezi care sunt secretarii de stat, consilierilor, șoferilor, pur și simplu îi listezi. O putem face împreună, dacă vreți, în jumătate de zi, luând toate site-urile ministerelor. Cum vă așteptați dumneavoastră ca cineva să plaseze încredere în aceste planuri pe care declarativ le spuneți acum la televizor de reducerea cheltuielilor statului? Sunt ferm convins că exemplul pe care l-am dat cu jumătățirea posturilor, la nivelul tuturor cabinetelor de demnitari pe finalul mandatului guvernului Ciucă este un semn care ar putea să-i facă pe acești oameni să privească cu încredere acest lucru. Ba mai mult decât atât. Ce ați înjumătățit? Stați că n-am înțeles. Realitatea va confirma faptul. Ați înjumătățit posturile? Da, da. Toți miniștrii și secretarii de stat, așa, urmarea unei ordonanțe aprobate de vechiul guvern Ciucă, și-au diminuat cabinetele cu jumătate din posturi. Pe care, de consecință, un ministru are doar 4 angajați în acest moment la cabinet, secretarii de stat maxim 2, în comparație cu 8 și 4 cât avea până acum. Puteți să faceți publică... Realitatea va confirma numărul secretarilor de stat, de altfel au fost numiți alții pe locurile lăsate vacante de UDMR. Puteți să faceți publică o listă cu numele acelor oameni care au plecat din sistem? Nu e niciun secret, este informații publice, de altfel. Păi unde sunt publice? Poate... Eu nu am văzut o astfel de listă. Adică, știți de ce vă spun? Pentru nu neapărat că... o listă, noi centralizăm și le facem publice dacă asta e problema. Dar orice minister are afișat pe site-ul propriu care este conducerea, care sunt secretarii de stat în funcție, momentul investirii, momentul părăsirii. Faceți acest exercițiu de transparență. Cu nume și prenume, cum ați înjumătățit dumneavoastră în urma unei ordonanțe. Și mai e o chestiune, domnule Stroie, că dar nu între posturi. Timpul de mere... Scuză-mă o secundă, Anca. Nu posturi. Atenție, că aici e o discuție lungă a statului român care spune că a redus numărul de posturi. Pentru că spune la început bugetează 100 de posturi, nu le ocupă, pe urmă taie 50. Ele sunt neocupate, zgoale, da? Ca să ne înțelegem. Și pe urmă se bate cu pumnul în piept spunând am redus 50 de posturi. Salariați, nu posturi. Sunt efectiv plecări din funcții la nivelul angajaților. Și plecări din sistemul bugetar. Adică oamenii au plecat, acum își caută loc de muncă undeva în privat, nu transferați în alte părți, nu? Nu mutați pe alte funcții. Un angajat la cabinetul unui demnitar are contract de muncă pe perioadă determinată, și anume pe perioada exercitării mandatului de către acel demnitar. Cu siguranță, în momentul în care și-a încheiat activitatea, urmarea restructurării posturilor, a fost practic eliminat și cheltuiala de personal cu salarizarea dânsului a fost economisită. Bun, deci motivul pentru care eu cred că nu sunteți în stare să faceți astfel de... neavând capacitatea administrativă sau poate politică să faceți astfel de reducere ale cheltuielilor, dovadă și faptul că ele nu doar că nu scad sau nu se blochează, ci cresc de la o lună la alta, cresc, domnul Stroie, cred că, din păcate, veți ajunge să creșteți taxele. Iar acel discurs pe care l-ați rostit mai devreme legat de faptul că Banca Mondială v-a spus să nu mai fie sistemul de impozitare în România atât de stufos, ramificat, și atunci de asta ar trebui să le uniformizați. Să știți că uniformizarea se poate face și coborând de sus în jos, la 5%, nu doar de la 5% în sus. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Putem, așa semantic, să revenim la foarte multe schimbări. Dar cota de TVA, apropo, nivelul TVA-ului, nu cred că găsim într-un stat european
0 sau 5% uniformizat. Ar fi o taxă pe consum foarte, foarte mică. Practic, te propune să nu încasezi absolut nimic din această activitate. Păi, statul român excelează, să știți, la capitolul ăsta, că oricum, mare parte nu încasează. Deci... Vă contrazic, TVA-ul la noi este unul foarte mic. Pe zona de alimente avem 5%. TVA-ul în România nu este încasat, domnule Stroie, mare parte din economie. Asta e cu totul altă discuție. Dar este totuși aceeași discuție, nu, domnule Stroie? Trebuie să luăm o scurtă pauză însă și revenim la discuția din platou. Informația de ultimă oră la Digi24, un incendiu în București, 3 case au fost cuprinse de flăcări, iar 2 persoane sunt rănite. Isabela Neagu, jurnalist Digi24, e în direct acum cu noi cu mai multe detalii. Te ascultăm, Isabela. Bun găsit! Incendiul se manifestă cu flăcări foarte violente la nivelul acoperișului a 3 case. Până în acest moment au fost evacuate 2 persoane. Tot 2 persoane au avut nevoie și de îngrijiri medicale. Una dintre ele prezintă arsuri la nivelul mâinilor, iar cealaltă, cea de-a doua, a fost intoxicată cu fum. În acest moment pompierii lucrează la localizarea incendiului. Accesul autospecialelor se realizează cu dificultate din cauza străzilor înguste din zonă, dar și a mașinilor parcate pe marginea acesteia. Sunt în alertă pompierii, așadar, în momentul de față acționează 12 autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, dar și 3 ambulanțe SMURD. Mai cu seamă că incendiul se manifestă în apropierea spitalului Victor Gomoiu și știm cu toții despre incendiul care a avut loc în noaptea trecută în apropierea spitalului Marie Curie și acolo a fost o intervenție dificilă și tocmai asta își doresc pompierii să evite. Acum misiunea este așadar în dinamică. Revenim cu detalii imediat ce le vom acum. Mulțumim, Isabela, pentru informații. Rămânem cu aceste imagini și revenim pe măsură ce sunt informații. Dar mi-a atras atenția domnilor primari această informație. Intervenția greoaie în marile orașe e în oglindă se petrece. Domnule primar, mă uit la dumneavoastră pentru că despre construcțiile din București, tocmai ce s-a discutat, ați fost și audiat în calitate de martor într-un dosar, construcții ridicate și la un moment dat, după ce primesc autorizația, ele se tot ridică. Cum arată Bucureștiul astăzi? Și apropo de aceste intervenții, în cazul unei catastrofe, în cazul unui incendiu, intervențiile devin foarte mult mai dificile, de fapt, și despre asta aș vrea un pic să vorbim. Având aceste imagini, se vede, incendiul este puternic, nu se văd flăcările, imaginea e surprinsă din depărtare, însă se vede fumul dens cum se ridică și este zi, deci e cu siguranță un incendiu puternic, iar deja autoritățile ne spun că 2 persoane au fost rănite. Așa este. Bucureștiul este al doilea cel mai aglomerat oraș din lume, după Bogota. Deci, de departe, campionul Europei, apropo de numărul de mașini care se află în același timp în trafic. Eu mi-am luat această misiune, care uneori pare sinucigașă din punctul de vedere al unui primar, de a spune că este necesar să facem eforturi pentru a reduce numărul de mașini. Sunt familii care au câte 3-4 mașini, pe toate vor să le țină pe domeniul public și așa ceva nu mai este posibil. Și din punctul meu de vedere, noi ca București trebuie să avem o politică de a încuraja transportul în comun, de a încuraja mersul pe jos, de a încuraja transportul alternativ în așa fel încât să avem mai puține mașini. Pentru că din acest motiv sunt străzile foarte aglomerate, avem foarte multe mașini pe care ne așteptăm să le putem parca ușor, gratis, ieftin, sau mă rog, poate nu gratis, dar foarte ieftin, să le parcăm undeva în București. Adevărul este că nu mai avem spațiu. A crescut de la din anul 2011, de la ultimul recensământ, a crescut numărul de mașini din București cu peste 150.000. Avem 1,8 milioane de mașini, peste 2.000 de hectare, cred, de mașini în București. Am făcut calculul acesta la un moment dat. Și pe termen lung, măcar, trebuie să ne gândim cum facem să reducem numărul de mașini, pentru că, iată, avem și astfel de probleme. Ajungem și la codul urbanismului de care spuneam mai devreme și care este jalon PNRR. Nu primim bani pentru că nu rezolvăm codul urbanismului și codul urbanismului nu este rezolvat pentru că după ce Ministerul Dezvoltării a lucrat un an de zile și a consultat pe toată lumea,
cu o zi înainte de vot, au venit parlamentari, îmi pare rău, domnule primar, parlamentari PSD, care au depus niște amendamente care permiteau betonarea spațiului verde, care betonau aglomerarea de clădiri, care prevedeau posibilitatea de supraetajări de până la 2 etaje. Avem nevoie de reformele astea. Avem nevoie de reformele date de PNRR. PNRR este adevăratul program de țară pe care România poate să-l aplice pentru a se transforma în bine. Și legea pensiilor speciale este un jalon și este o reformă necesară. Codul urbanismului este o reformă necesară. Toate aceste lucruri ne întârzie și banii, cresc deficitul, că nu ne intră banii din PNRR. De ce? Pentru că sunt unii oameni bine conectați, puternici, care amână aceste reforme. Amânând aceste reforme înseamnă că nici noi nu primim bani și nici nu ne facem bine pe termen lung. Reformele nu sunt pentru că le vrea cineva din Comisia Europeană sau mai știu eu. Reformele sunt bine pentru noi, pentru a ne îndrepta pe un drum mai bun decât suntem acum. Și codul urbanismului este unul dintre ele și s-a amânat pentru la toamnă, pentru că nu au putut fi acomodate niște amendamente foarte, foarte toxice. Și USR s-a opus acolo acelor amendamente. Din acest motiv, guvernanții, preferând să nu aibă acest scandal public cu adoptarea amendamentelor, l-au amânat pentru la toamnă. Domnule primar Toma, imediat revin la dumneavoastră, dar avem o decizie definitivă în dosarul polițistului Gigină. E vorba de Gabriel Oprea. Andreea Georgescu e alături de noi cu mai multe informații. Este achitat definitiv, Andreea? Este o decizie definitivă, achitare pentru fostul ministru și vicepremier Gabriel Oprea în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină, după aproape 8 ani de la momentul accidentului fatal pentru tânărul polițist care făcea parte din coloana oficială a pe atunci ministrului de interne Gabriel Oprea. Era pe o motocicletă a Poliției Capitalei, a brigăzii rutiere a Poliției Capitalei și îi deschidea drumul lui Gabriel Oprea, care mergea spre casă de la o întâlnire avută la o instituție din București. Ploua torențial în acea după-amiază seară de octombrie 2015 și polițistul nu a văzut o groapă uriașă făcută pentru lucrări edilitare în București, la rețeaua de gaze, dacă rețin bine minte, și s-a prăbușit la o viteză destul de mare, de puțin peste 50 de kilometri pe oră în groapa respectivă și, din păcate, medicii nu l-au mai putut salva în ciuda intervenției rapide, pentru că incidentul a avut loc foarte aproape de Spitalul Universitar din București, iar salvatorii au intervenit în foarte scurt timp, din păcate, însă rănile suferite de polițiști au fost prea grave pentru ca acesta să fie salvat. Imediat a început o anchetă în acest dosar, care a ajuns până la urmă la DNA. DNA a considerat că și Gabriel Oprea, care a demisionat la scurt timp după, în urma scandalului generat de tragedia din Clubul Colectiv, dar și ca urmare a presiunii publice care cuprindea și referiri la acest accident și la modul în care Gabriel Oprea beneficia de coloană oficială în deplasări sale în calitate de ministru, a fost trimis în judecată de DNA în 2018, însă judecătorii nu au fost de acord cu acuzațiile DNA. Este a doua achitare decisă de instanțe în acest caz, după cea hotărâtă anul trecut de Tribunalul București în urma primei analize a dosarului. De menționat că există totuși responsabili găsiți vinovați definitiv pentru acel accident în care polițistul și-a pierdut viața. Administratorul firmei care se ocupa de lucrările edilitare respective a fost găsit vinovat pentru ucidere din culpă. Firma nu a semnalizat corect groapa respectivă. Drept urmare, bărbatul are o pedeapsă cu suspendare, 2 ani și 8 luni, și împreună cu firma trebuie să plătească acum daune morale și materiale familiei polițistului, părinților și fostei soții acestuia, în valoare de aproximativ 150.000 de euro și 50.000 de lei. Mulțumesc, Andreea. Scurtă pauză la Studio Politic. Revenim imediat în platou. Este informația momentului. La 8 ani de la producerea accidentului, fostul ministru de interne Gabriel Oprea a fost achitat în dosarul uciderii polițistului Gigină. În continuare, în platou, Claudiu Pândaru. Cum vezi această decizie, Claudiu? Discutam foarte mult pe marginea acestei decizii și înainte de pauză. Acum, sigur că ți se pare strigător la cer. Pentru că realitatea e așa. Un om a murit,
Un om a murit, da? Un om care era în timpul slujbei, antemergător, polițist, pe o motocicletă care conducea un demnitar. Da? Și a căzut într-o groapă nesemnalizată. Și a murit, repet, a murit. Oamenii din jurul lui, familia, l-au pierdut. Da? Colegii l-au pierdut. Era un polițist de carieră, talentat, care a murit. Pentru că a căzut într-o groapă. Acum, mulți cetățeni se așteptau, pentru că nu îl simpatizau, nu îl simpatizează pe acest individ, Gabriel Oprea, un politician, în fine. Haideți să nu folosim calificative dure aici, că nu avem de ce. Dar, totuși, ca să obții o condamnare, tu trebuie să ai nevoie de niște dovezi. Ori, eșecul procurorilor și a celor care au instrumentat acest caz și au mers așteptând ce? Nimic, după cum se vede, este al lor. Ce mă miră însă la această decizie altceva. Cum vede România, cum România și instanța din România, un judecător din România, cum pune el preț pe viața unui om? Știți cât costă viața acestui om? 150.000 de euro și 50.000 de lei daune. Atât a acordat judecătorul. Și am ajuns la final. Și 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Domnilor primari, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm la Studio Politic. Continuă știrile pe Digi24, pe larg, la știrile zilei cu Teodora Tompea și despre acest caz.